Voleibaliștii de la SCMU Craiova au pierdut în prima etapă din retur în deplasare la Corona Brașov cu 2-3 în fața unei formații neînvinse în această ediție de campionat. Trupa pregătită de Dan Pascu a câștigat meciul următor cu CSU Timișoara, scor 3-1 și a revenit pe locul 5. Oltenii au 25 de puncte, cu 3 mai puține decât ocupanta locului 4, Rapid București. În primul rând sunt nemulțumit de atitudinea lor din setul 2. După ce am câștigat primul set la 11 categoric, s-au relaxat și după aceea nu au mai ieșit nimic. Le-am dat posibilitatea celor de Timișoara să servească bine, să noi n-am mai construit nimic și de acolo am pierdut setul 2. Când câștigi seturile la 13, la 11 și la 12 și pierzi la 15, înseamnă clar că e o chestie de psihic, de relaxare, de... Am spus-o și o mai repet, asta este cea mai mare problema noastră la echipă. În acest sezon, lupta pentru primele 4 locuri care duc în play-off se anunță una foarte grea. Din urmă vin echipe precum Steaua, Constanța sau Zalăul. În primul rând, sunt fericit pentru că am obținut 3 puncte, pentru că în acest moment trecem prin multe momente dificile. Timișoara nu era considerat o echipă bună, dar ne-a pus multe probleme. Au jucat bine. Important este că am câștigat și că avem șanse să continuăm să ne luptăm pentru play-off. SCMU Craiova se pregătește acum de o deplasare lungă la Baia Mare, unde va juca mâine împotriva formației din localitate Știința.